amintesc ce mai știu în turcește. Ei, nu prea mai știu ceva în turcește. Baclava. Nu știu să-ți domne, că le știam de dinainte. Ce vreau să vă spun, dintre cronicile care le-am citit și eu altă dimineață, este una trecută în volumul Lector de Nocturne, nu știu ce a fost omise, o cronică substanțială a Elisei Roha. Pe de altă parte, îmi pare foarte rău că aceste cronici, cu excepția prefeței lui Emil Lungeanu, care a devenit prieten cu poetul pentru că i-a s-a tradus cronica. În curând voi deveni și eu prieten cu poetul cui s-a tradus prefața, dar să mi se traducă cronica. Osman Boscurt înțelege la fel de bine românește pe cât înțelege o turcește. Și dânsul știe mai puțin alte limbi, nici eu nu le știu cine știe ce. Mi se pare că e vorba de o apariție mitică. Mi se pare foarte ciudat să văd un om cu cămașă, cu pantaloni, în stil modern. Osman este fondatorul marii dinastii otomane, de, cum zice Eminescu, de drum de glorie, de schip, până la Dunăre ajunge furtunosul Bayezid. Bayezid Ilderim, marele sultan. Eu toată viața mea l-am iubit, dar cele mai magnificul. Nu știu de elev, cum zice el, cel mai magnificul. Așa, dar bineînțeles că iubirea, obsesia mea a fost pentru Murat al IV-lea, încarnarea spiritului democrației, care și-a zis așa, ați băut vin, vă tai capul. Eu pot să beau vin, însă. Eu pot să beau vin, pentru că de ce? Pentru că eu te răspund doar în fața lui Dumnezeu. Când vezi așa un spirit democrat, un mare sultan din toate punctele de vedere, și mare militar, și iubitor de poezie, și iubitor de poezie teribil, și care permitea poeților, exact ca și Nero, permitea poeților glumele cele mai riscante, cele mai deplasate și dar cele mai semnificative. Osman Boscurt, cred că la curtea lui Sultan al IV-lea, Murat al IV-lea, ar fi fost el poetul curții. Pașa! Pașa! Ei, și ce vreau să vă spun, că am văzut că la turci, când cineva vrea să fie cât mai respectuos cu cineva, tot pașa îi spune, ca în timpurile vechi. Dânsul scrie însă, omul este foarte vesel și cordial, dar scrie o poezie de o tristețe maximă, de o poezie a completei lipse de comunicare. O poezie care e o parafrază continuă în forme atât de diverse, nu baroce, ci variate, cum e policrome, cum este viața însă a piesei Scaunele lui Eugen Ionescu, a lipsei de comunicare. Doi oameni bătrâni transmit unui surdomut mesajul lor către omenire și acela începe să scrie pe o tablă A. Ei, aici este, în loc de A, sunt atâtea sunete, mamă zice, tatăl zice mamei despre copil, despre viitorul poet, despre eu liric, fă să tacă, toată lumea să tacă, nimeni să nu vorbească, totul este o tăcere coclită, iar ploaia însăși, care la alți poeți, la Bacovia al nostru, la Vernon, este un simbol al vieții, chiar dacă e a unei vieți lipsite de, a unei vieți deprimante, aici este o ploaie pietrificată, care parcă ucide ca un acid clorhidric, continuu ucide viața însăși, grație vieții, pisicile care sunt în mijlocul vieții. Totul devine un stârf. Fantezia dictatorială a Hugo Friedrich e atât de importantă încât percepțiile asupra realității sunt altele decât ale noastre, dar sunt suverane. Istanbulul, marele oraș, care a fost Bizantion, Constantinopol, marea colonie greacă, formă capitală a întregului mare, celui mai mare orbire de stat care a fost vorodată, cum zic și americanii, Roma, imperiul, a întregului imperiu, formă capitală a imperiului răsărit, formă capitală a marelui imperiu otoman. Ei, Istanbulul este, nu mai este orașul care, prin care se trece datorită minții omului, un pod prin care se trece între două continente, este un stârp, este un lipsit de viață, pentru că totul este lipsit de viață. Poetul vine la București și Bucureștiul nostru, parcă nu mai vedem cum îl știm noi, bucureștenii,
îl vedem prin fantezia pietrificată, osificată, a unei tristeți continuă, a cuvintelor care aruncate, parcă se pietrifică, se coclesc, devin niște mase solide care nu ajung unul la altul. Exact cum s-a spus, cum a ajuns, a fost o obiecție fundamentală, cum a ajuns omul pe lună? Că nu este lumină, nu se vede, a fost o discuție întreagă, că n-au ajuns pe lună, că tot a fost în studio, a făcut toată treaba ei, într-un studio, că nu se poate să... Parcă aici e tot așa, nu se poate ajunge, nu putem comunica, suntem unul lângă celălalt și parcă am fi la distanțe, cum zice Eminescu noastră, de mii și mii de ani. Dar nu mii și mii de ani de lumină, mii și mii de ani de întuneric. Poetul este o capodoperă simplă, cum cred că n-am greșit. Poetul atât de important și atât de exact ca și Bacovia al nostru, este un monument complet de tristețe. Parcă este peisajele alea din Anatolia sau Capadocia, nu? Din Lugup, unde Capadocia? Capadocia, stâncile alea de nu se mai poate, cu un peisaj străin, stelar, ostil. Unde parcă respirația, simbol al vieții, al speranței, nu va exista niciodată. Poetul e atât de mare, încât o discuție asupra operei sale, de pe din punctul ăsta poate începe. Din nou mulțumire Centrului Cultural Turc, care ne-a servit cu ceai.